mai plină în evenimente și Consiliul Județean are ședință de Consiliu. Domnul deputat Nicolae Florean a avut o reuniune cu factori de decizie și cu grupul de lucru româno-bulgar din cadrul Parlamentului României. A fost prezent și domnul ambasador al Republicii Bulgaria în România. Și vă spuneam, fiind mai multe acțiuni, a fost greu și multora din participanții care au trebuit să participe sau să fie prezenți la toate cele trei evenimente. Astăzi vom face o dezbatere și o prezentare a strategiei de dezvoltare locală a municipiului Giurgiu pentru perioada de finanțare 2014-2020. Strategia de dezvoltare locală a fost deja, publicată pe site-ul primăriei, postată pe site-ul primăriei spre vizionare și, eventuale corectări încă din luna februarie. În acest moment nu am dorit la vremea respectivă să finalizăm această strategie, așteptând ca ADRS Sud-Muntenia să-și finalizeze strategia de dezvoltare regională, la nivel național să se finalizeze strategia de dezvoltare națională, tocmai pentru a prelua eventualele, direcții de dezvoltare și oportunități de dezvoltare a zonelor respective, să le preluăm deja în strategia municipiului Giurgiu. Avem finalizat sau știm exact ce se întâmplă și care sunt criteriile pentru cooperarea transfrontalieră România-Bulgaria. Deja în urmă cu o lună și ceva a fost lansat programul Interreg 5 de cooperare transfrontalieră. Știm exact în acest program ce cerințe sunt, care sunt criteriile și domeniile de interes, axele de interes. Drept urmare, toate aceste informații au fost preluate în strategia de dezvoltare locală a municipiului Giurgiu și noi credem că în acest moment, având și criteriile care au fost publicate pe site-ul Ministerului Dezvoltării, privind programul operațional regional, în acest moment, strategia de dezvoltare locală a municipiului Giurgiu cuprinde toate cerințele din aceste programe. Zicem că este o strategie aproape de perfecțiune, în sensul că preia toate informațiile din aceste strategii regionale sau transfrontaliere sau naționale, nemai fiind nevoie ca la un anumit moment când se vor face lansări de proiecte sau de coluri de depunere de proiecte să mai fim nevoiți să modificăm ceva sau să realizăm că nu am prevăzut în această strategie și că acea oportunitate care poate apărea la un anumit moment să nu poată fi, eligibilă pentru municipiul Giurgiu, că nu ne-am prevăzut, nu expres, dar nu avem, o axă pentru dezvoltare în această strategie. Pe lângă propunerile și pe lângă, cadrul general de dezvoltare locală a municipiului Giurgiu, spre final deja sunt inserate în strategie anumite proiecte prioritare care se vor materializa în lucrări și în teme de proiectare pentru depunerea de proiecte cu finanțare europeană. Aș vrea să dau cuvântul doamnei Meca Ianca, director în cadrul Direcției de Programe Europene, să prezinte această strategie și să insiste pe acele direcții prioritare și proiecte prioritare pentru care municipalitatea deja are demarate faze premergătoare depunerii de proiecte cu finanțare europeană. Asupra acolo, bineînțeles că nu am să insist, cu obiectivele de dezvoltare regională.
Orice planificare strategică are o viziune de dezvoltare, stabilește o serie de priorități, domenii de intervenție și toate acestea corelate cu dezvoltarea armonioasă națională. Nu am să insist asupra celor 11 obiective din acordul de parteneriat, pentru că acestea sunt cunoscute. Provocările naționale sunt cele pe care le cunoaștem cu toții. Obiectivele strategice regionale sunt cele după care s-a întocmit planul de dezvoltare regională, la care cu toții ne-am adus contribuția, pentru că timp de aproape un an și jumătate ADRS-ul Muntenia a lucrat la realizarea acestui document strategic. Iar direcțiile strategice locale sintetizează și vor permite să punem în aplicare ceea ce proiectele care vor conduce la îndeplinirea obiectivelor naționale. Accesibilitatea localității, care înseamnă infrastructură de din toate domeniile, evident cu dezvoltarea urbană, competitivitatea locală și promovarea unei economii, o economie dinamică, creșterea care să respecte principiile dezvoltării durabile și, ultimul, dar nu în ultimul rând, evident, capitalul uman din educație, sănătate și servicii sociale. Obiectivele strategice locale au fost apoi divizate, să spunem, în sub-obiective, numite obiective specifice, pe domenii de intervenție. Adică acesta defalcă, de exemplu, infrastructura, domeniile în care putem interveni în infrastructură, dezvoltarea urbană, ca obiectiv strategic, cuprinde sau este format din mai multe obiective specifice. Obiectivul strategic cu numărul 3 se referă la creșterea economiei și stimularea competitivității imenurilor. Obiectivul 4, utilizarea resurselor naturale, concordanță cu principiile dezvoltării durabile. Așa cum o să vedeți ceva mai târziu, în resursele naturale, patrimoniul natural este integrat de patrimoniul cultural. Așa este prezentat și așa vor fi și finanțările pe programele capitalul uman și în care un loc important îl ocupă educația, serviciile sociale. În planul de dezvoltare regională ne-am propus o serie de proiecte pentru care s-a întocmit câte o fișă de proiect cu informațiile cerute de echipa de la ADRS-ul Muntenia, în care sunt prezentate acele propuneri de proiecte ce vor conduce la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare regională. În această prezentare doar le-am enunțat, însă toate acestea se găsesc pe site-ul primăriei, așa cum a spus și domnul primar. Ianca, vreau să reiei un pic, vreau să reiei la obiectivele tematice, pe fiecare în parte, fiindcă le-ai enunțat, dar vreau să... Obiectivele tematice. Da, aici, de aici, înapoi, exact de aici. Bun. Și pe fiecare în parte să vedem și să exemplificăm, pentru că trebuie să înțelegem cu toții, eu știu că tu le știi foarte bine și noi le știm în cadrul administrației, dar avem și invitați care până la urmă ar dori să plece de aici cu o idee și cu o idee bine conturată. Pentru noi, deja de un an jumate de când lucrăm la ele, zicem noi că le cam știm și deja lucrăm pe ele, dar avem și invitați și e bine să cunoască acest lucru. De exemplu, pentru acest obiectiv strategic, creșterea atractivității și accesibilității, avem propuse o serie de proiecte pentru finanțare din diverse axe, cum ar fi, de exemplu, unul din proiectele pe care le vom depune în septembrie în domnul Bulgarii pe internet, care vizează de abilitatea 5 km și jumătate cu aproximație de drum, contribuie și la, îndeplinirea acestui obiectiv, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport, dar și la, va contribui și la obiectivul specificat în programul Interreg, în axa 1 a programului Interreg. De aceea ele se întrepătrund și ca să definești un obiectiv
obiectiv sau mai multe obiective este de a ajuns câteodată un proiect sau pot propune mai multe proiecte care contribuie la realizarea unuia sau altuia dintre obiectivele specificate, obiectivele strategice, obiectivele locale, regionale, dar și obiectivele programului de finanțare. Și pe toate programele de finanțare, când au fost realizate, au ținut cont de toate aceste documente programatice realizate anterior. Toate plecând de la acordul de parteneriat, care are 11 obiective, numite obiective tematice. Dezvoltarea urbană echilibrată, integrată și durabilă ca obiectiv strategic, obiectivul strategic numărul 2, vizează, așa cum îi spune și numele, o serie de acțiuni, o serie de intervenții care, în final, să ne conducă la o mai bună calitate a vieții printr-o dezvoltare armonioasă integrată. De exemplu, obiectivul specific numărul 2.2, dezvoltarea și regenerarea urbană durabilă, care ăsta îl avem în vedere prin propunerele de proiecte integrate existente în PIB. Ca exemplu, sau propunerea de proiecte pe care o vom face pentru port când se va lansa programul operațional regional, prin care vizăm regenerarea zonei centrale a orașului, pentru care se întocmesc încă de pe acum documente care țin de urbanizarea orașului. O serie de puzuri sunt întocmite, infrastructura, obiectivul specific 2.4, de exemplu, realizarea și modernizarea infrastructurii culturale, sportive și recreative. Acest obiectiv va fi atins prin proiectul pe care îl depunem pe internet împreună cu partenerii de la RUSET, prin care vrem să amenajăm o parte a canalului Cama, prin care un alt proiect este cel prin care vrem să amenajăm zona din vecinătatea cetății, astfel încât să punem în valoare cetatea, fără intervenție pe cetate care are un statut aparte. Însă, prin realizarea acelor proiecte, putem contribui, de exemplu, la îndeplinirea acestui obiectiv. Și nu numai a lui. Creșterea economiei locale prin stimularea competitivității IMM-urilor autohtone. Obiectivul acesta va putea fi îndeplinit printr-o serie de activități, de exemplu, pe care primăria le poate acorda celor care vor să-și întreprindă, să înceapă o afacere. Nu obligatoriu din proiecte europene, fiindcă strategia nu înseamnă numai obiectivele pe care primăria le poate prin proiecte finanțare europene. Obiectivul strategic 4. Utilizarea resurselor naturale și a patrimoniului natural, care înseamnă acceptul, de exemplu, pentru continuarea proiectului major de apă, proiectului regional de alimentare cu apă și de canalizare, grija pentru a contribui, pentru a contribui la finalizarea proiectului de deșeuri, fiindcă suntem parte în acest proiect, toate aceste acțiuni pe care le întreprindem contribuie la realizarea obiectivelor și o serie de alte proiecte pe domeniul protecției mediului. De exemplu, pe acta unei din Interestinja ne propunem și vom depune un proiect împreună cu partenerii de la RUSE prin care să facem un centru comun de management a situațiilor de risc care vizează riscul la inundații în principal, dar nu numai riscul la inundații. Capitalul uman prin creșterea accesului și participării la educație. De exemplu, obiectivul acesta poate fi îndeplinit, poate fi atins prin proiectele pe care le vom depune pe post de reabilitare a unor instituții de învățământ și, în mod expres, vom depune de pentru reabilitare și școlii 1. O să le vedem și mai încolo. Reabilitarea, renovarea, consolidarea școlii generale, inclusiv dotări pentru că se finanțează și dotări. Și pentru o mai bună înțelegere sau pentru mai bună desfășurare a procesului de învățământ, dar și pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu, ne-am făcut și vom depune pe pod proiecte de eficientizare energetică a instituțiilor publice, care înseamnă toate instituțiile de învățământ în primul rând și celelalte instituții publice.
că... Se întâmplă ceva, nu e independent de... Să interferează anumite surse de... Să luăm semnalul în direct. Să luăm semnalul în direct, da. La aura noastră. Da. Dar de ce nu le citești? Citește-le tu. Sigur că da, te mai... Crearea sau extinderea zonei de agrement pe malul Dunării, respectiv pe malul Granatului Sfântul Gheorghe. Propunerea în 2011 include la începutul turistic al cetății Limita Trebăjând, dar nu intervenția asupra cetății în sine. Proiectul propunerea în 2012, înființarea unui bord de agrement la Giurgiu pe canalul Sfântul Gheorghe sau spații de acostare, pentru că nu se finanțează strict port de agrement. Zid nu scrie nimeni port de agrement, dar acestea sunt propune, titlurile nu pot fi, sunt propune la modul general, adică titlul nu e dat acum. Titlurile acestea sunt date la momentul la care noua aderăm ne-a început, adică în 2013, până la începutul anului 2014. Deci, în primul rând, se ghidă. Valorificarea obiectivelor turistice prin crearea unor poli de interes în zona centrală, în zona istorică. Amenajarea de plaje de-a lungul Dunării sau de-a lungul canalului Sfântul Gheorghe sau de-a lungul canalului Cama, de exemplu. Înființarea instalației de transport de cablu peste Dunăre e o dorință mai veche, se știe despre ea. Momentul la care ar putea fi realizat această propunere, nu se știe exact când poate să vină, dar intenția există și dacă realizăm așa ceva, însă asta implică mult mai mult față decât autoritățile locale. Va fi într-adevăr ceva unic peste Dunăre, adică niciunul nu a făcut pe tot față cu Dunării asemenea realizare. Proiectele integrate de regenerare urbană, amenajate de noi zone de recreere sau zone de agrement în jurul, spații de joacă pentru copii, amenajarea insulei Mocănașul în scop turistic, fără intervenții asupra insulei în sine, deci cu respectarea tuturor reglementărilor de mediu în vigoare, realizarea, consolidarea, întărirea sigurilor de protecție la Dunărea, acolo unde este necesar, amenajare de diguri pentru protejarea insulelor în Mocănașul și Mocănașul. Construcția unui nou pod rutier superoviar peste Dunăre este una din direcțiile specificate în masă de planul Euroregiunii, ca și următoarea, inventarea unui incubator de afaceri transfrontalier, adică unul singur, diferit de ceea ce există în prezent, sistem informatic integrat pentru managementul relației cu cetățenii. De exemplu, acesta e pe care să se pună în aplicare printr-un proiect pe care îl avem în parteneriat cu Consiliul Județean. Nu va asigura că toate domeniile care vizează managementul relației cu cetățenii. De exemplu, prin proiectul acela se realizează o platformă electronică pentru registru agricol pe tot județul, 15 parteneri, dar și au fost condițiile de finanțare. Indiferent de dorințele și de obiectivele pe care noi le îndeplinim, dar știm cu toții când a ajuns la partea de finanțare, să respecte evenimentele din timp. Cum se finanțează este foarte bine precizat acolo. Terminal intermodal, de exemplu, zona liberă Giurgiu, partea de construcție va începe, se pare, destul de curând când vom primi decizia de finanțare. Este depus deja proiectul al doilea, iar primul proiect din care s-au realizat studiile necesare, studiile tehnice economice, este în finalizare. Eficientizarea sistemului de iluminat public va fi realizată prin proiectul depus de port. Un sistem coerent și funcțional de prevenire a separării copilului de familia sau abuzurile asupra copilului, prevenirea abandonului școlar și exploatării economice, înființare cămin sau spital pentru persoane cu
parte din POR, pentru că sistemul de monitorizare în acele locuri este prevăzut în viitorul plan integrat de dezvoltare urbană. Dezvoltarea centrului, singura dezvoltarea centrului de primire, acela de la Daș, acolo sunt doar 25 de locuri și ne-am propus să le extindem la 40. Extinderea, modernizarea portului comercial cu acces la Real Dunăre. Este vorba de infrastructura de pe coridorul TNT. Reabilitarea, modernizarea străzilor din Giurgiu va fi realizată prin implementarea proiectelor pe care le avem în plan de dezvoltare, în plan de dezvoltare integrată, așa se cheamă documentul. Sistemul de transport comun, ecologic, un sistem comun între noi și ruse, îl avem în vedere și avem demarate discuțiile cu colegii de la ruse pentru un asemenea proiect care să fie finanțat de program interes. Cei 10,57 de kilometri de rețea de continuare de rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare. Și ceea ce generic am gândit ca pierdă de municipiul Giurgiu, este vorba de un proiect pilot pe care dorim să-l facem, prin care să utilizăm sau să eficientizăm un sistem astfel cât pierderile de energie să fie minime. Zero este o țintă pe care nu se poate atinge cineva. Să crește eficiența atât de mult cât se poate și să reducem pierderile la o limită cât mai jos. N-am văzut mai greu. Și acum să vă prezint, în mare parte am vorbit despre ele, proiectele prioritare pe axe de finanțare, acolo unde știm că, de exemplu, de programul transfrontalier România-Bulgaria în cele 5 ani s-a lansat, dar polul încă nu s-a lansat. Cele 5 axe prioritare sunt, au alte nume, o regiune bine conectată înseamnă, de fapt, accesibilitatea, o regiune verde, gesturile de mediu, o regiune sigură se referă la riscuri, o regiune inclusivă și competentă și o regiune eficientă. Sunt cele 5 axe din interes. Taxa 1 ne-am propus să depunem, vom depune două proiecte. Primul se cheamă dezvoltarea sistemului de transport în cadrul regiunii Ruse Giurgiu pentru mai bună conectivitate cu rețeaua de transport TNT, pentru că toate obiectivele privitoare la accesibilitate vizează coridoarele de transport paneuropene. Prin proiectul ăsta noi ne-am propus să modernizăm, să reabilităm. Sunt cam 5 km și jumătate. Înseamnă Bulevardul București de la intrare până la intersecția cu până la spital. Sunt 3,8 km cu aproximație. Șoseaua prietenii mei, 1 km și 1,1. 1 decembrie până la giratoriu de la Abator. Singura care este pe 2 este 1 decembrie, celelalte sunt pe cam 5 km. Valoarea totală a proiectului nu va depăși 1 milion de euro, fiindcă atâta se finanțează, din care noi, care vom fi lideri, vom avea 4,5 milioane de euro, iar partenerii bulgari aproximativ 3,5 milioane de euro. Asta vă spune studiile de fezabilitate cu exactitate, care sunt deja în lucru. Iar bulgarii vor reabilita, se cheamă 3 martie, 4, 3 martie sau Lipnic. De la Vamă, ăla către Sofia, către Cernul. Al doilea proiect pe care noi îl propunem în comun, vizează amenajarea unei zone a Dunării, respectiv a canalului Sfântul Gheorghe, în apropierea legăturii cu Dunărea, pentru o mai bună conectivitate cu coridorul de transport fluvial. Asta nu înseamnă neapărat port, nu-i dăm numele de port pentru că nu se finanțează port, ci locul de acostare a embarcațiunilor de dimensiuni mici, embarcațiuni care pot intra pe canalul Sfântul Gheorghe, în care procentele de finanțare respectiv valorile absolute sunt cele pe care le vedeți în imagine.
maximul care poate fi cerut este 2 milioane de euro valoare totală. Noi avem o parte de proiecte de arhitectură care pot fi folosite ca bază pentru proiecte tehnic următor. Pe axa 2, axa de mediu, din interes, punem să valorificăm zona adiacentă cetății și să includem cetatea în felul ăsta într-un circuit turistic transfrontalier, iar bulgarii, pe partea lor, vor reabilita mai multe locuri de importanță istorică. Valoarea maximă finanțabilă este de 6 milioane de euro, din care noi vom avea cam 1,5 și 2 milioane de euro, iar bulgarii 4,5 milioane de euro. Valorile exacte vor fi de asemenea indicate de studiile tehnico-economice care sunt în și la noi și la noi. Taxa 2. Ne propunem să valorificăm patrimoniul cultural intangibil, amenajând un muzeu interactiv în jutsu și ruse, însemnând amenajarea unui spațiu în care interesul să fie captat, în special pentru cei pe care îi educăm, pentru copii, fiindcă trebuie să facem în acest fel încât să aducem copiii și nici un copil nu mai bine sau tânăr sau oamenii care sunt în procesul de educație, mai bine în muzeu să vadă fonduri pe fenești și să le arătăm piele. Trebuie să ne adaptăm la tehnica actuală, la ceea ce am văzut și noi, la ceea ce cu siguranță ei au văzut în alte părțile de mine, astfel încât va fi ceva foarte, foarte modern, dar prin intermediul căruia ei pot să afle și să fie atrași și să învețe despre istorie și să vină în muzeu. Pentru că în muzee nu mai merg, sau în fine, în muzeele clasice, să le spunem, generația tânără este mai greu de adus, care are un ceva care să îi atragă. Asta n-am putut să facem. Pot fi acolo, de exemplu, desfășurate ore de istorie altfel. Să le spunem așa cum programa de învățământ a fost adaptată și modernizată, trebuie să ținem pasul cu evoluția tehnicii, să-i spunem. Pe axa 3, pe axa de managementul riscului, ne-am propus să înființăm un centru comun de reacție la situații de risc în zona transfrontalieră, dar nu să construim, să reabilităm ceva existent, pentru că interesul nu este să ridicăm o clădire, ci să obținem mecanismul prin care, sau instrumentul prin care să putem reacționa în comun la inundație la noi, la inundație la ei, sau în zone în care riscul este de altă natură. Cu toții să suntem dispuși și riscurile cu terenul, de exemplu, în care îmi ferește nu, din ce se poate întâmpla, dar dacă nu avem aceste mijloace pregătite la îndemână, în situația în care știm foarte bine avem nevoie de ele și nu le avem, intervine punctul critic pe care nu putem să-l depășim. Acestea sunt proiectele pe plus, încă unul pe care nu l-am menționat aici, care vizează tot accesibilitatea pe Dunăre, în parteneriat cu anumit partener, prin care vrem să stimulăm, va fi tot asta de mediu, prin care vrem să stimulăm utilizarea de combustibil neconvențional. Pe port, obiectivele cheie sunt cele prezentate în programul care a fost aprobat, infrastructură de transport, de educație, infrastructură de sănătate, infrastructură de sprijin de afaceri, protecția mediului, i-am spus că sub protecția mediului, în realitate, numele acestea este mult mai lungă muncă pe aici. Reabilitarea siturilor industriale se finanțează pe post, pe deosebire de perioada anterioară, mai mult, sau finanțează și pe postul de medici și niște comitii greu de îndeplinit. Noi avem situri industriale de poluare istorică, pentru că în zona de sursul acesta orașului, în fața platformă 1 a comunicatului, pentru care am făcut un studiu, au fost puse la multe foraje de către firmă de specialitate, foraje care apoi
laboratorul cu analizarea carotelor scoase de acolo au indicat niște substanțe despre care nu prea se știau că au fost deversate, că au fost aruncate acolo. Și atunci, soluția este să continuăm studiile. Da, am luat legătura cu cei care lasă acolo, cu cei care știau cam ce substanțe chimice s-au produs și s-au aruncat acolo, s-au depozitat mai mult sau mai puțin controlat de-a lungul anilor. Primul pas pentru a putea să reabilitezi un sit este acela de a ști ce este acolo. Și aceste operațiuni nu se finanțează. Trebuie, ca să-l induci pe lista siturilor de reabilitare istorică, trebuie să știi exact ce este acolo. Noi am făcut demersuri către Ministerul Mediului împreună cu Agenția de Mediu pentru a fi incluse pe lista siturilor industriale considerate a fi poluate istorice. Un alt obiectiv cheie din POR este sprijinirea dezvoltării infrastructurii turistice și inițiativelor antreprenoriale din domeniu, dar și dezvoltarea orașelor care au potențial de creștere economică, ceea ce ne însemna pol de creștere. Un alt document de programare care este în curs de finalizare se cheamă acest PIN, pe care l-am dat invocat și mai devreme, Plan Integrat de Dezvoltare, în care, de fapt, realizăm o serie de studii de fezabilitate pe care apoi le folosim pentru realizarea proiectului tehnic, prin care reabilităm integrat bulevarde principale cu piste de biciclete acolo unde se permite, pe bulevardele mai este spațiu, să vă punem piste de biciclete și spațiu verde de-a lungul acestora și cu monitorizare video pentru siguranța populației în zonele cu risc crescut. Sau reabilitarea străzilor secundare cu modernizare parcuri. Ele sunt, adică planul integrat a fost, va fi finalizat, a fost realizat și va fi finalizat, în așa fel încât să poată fi finanțat, pentru că se finanțează în acest fel proiectele din timp. Reabilitarea infrastructurii de educație, de care am pomenit mai devreme, vizează un proiect mare și punctual. Școala 1, consolidare, modernizare, reabilitare plus dotare și apoi modernizare, dotare a celor trei licee tehnologice din Giurgiu, Marina, SAM, Școala de Arte și Meserii, acestea sunt în aceeași clădire fizică și liceul economic, liceul Ion Barbu. Actualul, sau bine, viitorul pot nu va mai finanța licee teoretice, ci numai infrastructură de educație preșcolară, primară și licee tehnologice, prima gimnazială, dar tot de licee teoretice. În domeniul eficienței energetice, protecția mediului, dezvoltarea durabilă, ne propunem să depunem mai multe pachete de proiecte pentru creșterea eficienței energetice în instituții de învățământ, grădinițele, învățământul primar și gimnazial și învățământul liceal, cu excepția celor care au fost renovate, evident, și a celor care sunt monumente istorice. Și un alt proiect de creștere eficienței energetice ai celorlalte instituții publice care aparțin municipiului Giurgiu. Acestea se finanțează printr-o axă de POT. Axă din POT. Un document pe care l-am realizat printr-un proiect internațional a fost acest PAIER sau se afla de acțiune pentru energie durabilă. Documentul a fost aprobat de biroul Convenției Primarilor, fiindcă noi suntem membri din Convenția Primarilor. Convenția Primarilor fiind o amplă mișcare de mediu în care sunt antrenați mii de primari, numărul lor crește zilnic sau săptămânal pentru că se aderă la această mișcare, prin care cei care aderă își asumă niște sarcini prin care să contribuie la creșterea eficienței energetice, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în procent ceva mai mare decât sunt cele stabilite în strategia Europa 2020. Și prin acest document de programare, noi ne-am propus să reabilităm în jur de 500 de apartamente pe an. Am început să facem acest lucru, în prezent avem un avem în implementare două proiecte prin care reabilităm din drumul 4 blocuri, din drumul 5 blocuri de la din cartierul Politehnică, reabilităm termin și vom continua.
un alt document care este obligatoriu pentru municipalități special, ce se cheamă plan de mobilitate urbană. Toate aceste documente de programare arată seriozitatea pe care stabilești ceea ce vrei să faci și nu vrei să faci ceva haotic la întâmplare. De aceea tot vorbește despre planul și planul. Plan de mobilitate urbană este un document cerut de către semnatarii Convenției Primarilor, așa cum a fost PAEL-ul, care, sau prin implementarea căruia vom contribui la creșterea calității vieții în mediul urban, pentru că acesta este una din țintele strategiei Europa 2020, prin implementarea acestui plan vom putea contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, astfel încât să avem și un sistem de transport comun eficient și durabil, cum ne place să spunem în ultimul timp, dar în același timp să stimulăm și utilizarea mijloacelor de transport în comun mai puțin poluante, nu neapărat a bicicletelor, dar și a bicicletelor. Pentru că, până la urmă, poate asta și cu toți că se întâmplă împotriva noastră, ne e mai comod cu mașina, dar nu poate fi dacă se comod și cu bicicleta sau pe jos, de ce nu? Un proiect pe care, pentru care identificăm, urmărim să găsim o finanțare, este înființarea unui pod de agrement cu numele de pod de agrement. Nu trebuie să mai finanțați proiecte turistice sau cazul acestor finanțări, cofinanțarea este foarte mare. Și pe exercițiul anterior, cofinanțarea pe axele de turism a fost de 50%, 50-50, plus te dau la dată sumă care pentru dintre actorii din domeniul public a fost foarte mare. Multe primării s-au permis foarte finanța. Avem un vizor, avem un obiectiv, dezvoltarea zonei industriale din sud, fosta zonă liberă sau transformarea zonei libere în zonă de dezvoltare industrială, întrucât construirea de zonă liberă nu mai înseamnă foarte multe facilități decât pentru cei care fac tranzacții sau fac operațiuni în afara zonei euro. Cu un nou drum de acces către pod, un nou traseu de frontieră, care în felul acesta se evită zona cetății. Acesta este doar o schiță. Este o propunere. Reabilitarea siturilor industriale poluate despre care am vorbit mai devreme, o avem în viitor și dezvoltarea zonei industriale de sud-vestul orașului. Aceasta are legătură cu nodul multimodal de transport pe care îl vom construi în zona liberă prin proiectul acesta numit din etapa de construcție. Proiectul pe care îl avem cu zona liberă și cu două companii, una în Austria, ILB și ILB. Acesta este în derulare, cel prin care am realizat documentația tehnico-economică, iar următorul proiect prin care vrem să altceva fi următorul proiect care se află în evaluare, care de fapt va fi etapa de construcție, este un proiect major. Finanțarea va fi prin mecanismul Conectarea Europei. Valoarea lui e cam de 15,5 milioane de euro, rezultatul fiind un nod existent, un nod primordial. Transport de apă, transport fluvial, rutier și feroviar. Aceasta este o scurtă din proiectul tehnic. Și o concluzie, în sumare a ceea ce ne-am propus noi să facem, depășește 110 milioane de euro, astfel că dacă reușim să finalizăm perioada asta de dezvoltare, proiectele pe care ne-am propus, putem spune că vom avea o dezvoltare din superioară cele existente, cu respectarea evidența principiilor dezvoltării durabile, crescând astfel atractivitatea zonei și posibilitatea ca potențial investitor să vină și să investească în continuare aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și pentru orice informații, fie consultați site-ul.
Da, și eu îți mulțumesc, Ianca. După cum ați observat și cei care sunt cunoscători la ceea ce îți reprezintă o strategie de dezvoltare locală, modul de prezentare a fost un pic atipic. O strategie cuprinde direcții, cuprinde un istoric de unde vrei să pleci și unde trebuie să ajungi și ce trebuie să faci ca să ajungi acolo. Toate aceste documente, toată această abordare se regăsește în strategia de dezvoltare locală. Numai că fiind giurgiuveni, am sărit peste acele etape de prezentare a orașului Giurgiu, așa cum se află, unde ne aflăm la nivel de infrastructură rutieră, la nivel de infrastructură de apă și canal, unde ne aflăm la nivel de suprafețe verzi din oraș și care este ponderea și unde vrem să ajungem prin aceste metode. Având în vedere că strategia se referă la 2014-2020 și ne aflăm în acest moment la jumătatea anului 2015, deci în plină etapă de implementare a acestei strategii, am considerat că prezentarea trebuie să fie un pic atipică, pentru că în acest moment deja suntem în faza în care unele proiecte cu finanțare europeană deja le-am depus și așteptăm finanțarea, unele sunt în faza de realizare a studiilor de fezabilitate și a documentelor necesare depunerii de proiecte și, eu știu, perioada de depunere este iunie pentru cele soft pe programul Interreg și 30 iunie și 30 septembrie pentru cele hard, proiecte de amploare pe care le-ați văzut. Să sperăm că până la sfârșitul anului vom avea deschise și axele privind programul operațional regional și suntem deja pregătiți și cu planul integrat de dezvoltare, dar și cu planul de mobilitate, ca documente care să permită municipalității să depună acele proiecte pe programul operațional regional. De aceea i-am cerut doamnei director să prezinte mai în amănunt partea efectivă de proiectare și partea efectivă de proiecte pe care dorim și intenții de realizare. El se află, acest document se află pe site-ul primăriei, vă spuneam, depus și postat chiar de luna februarie, dar în acest moment deja suntem în faza în care lucrăm. Lucrăm efectiv pe baza acestei strategii, adică pe indicatorii și documentele direcțiile pe care ni le-am impus în această strategie. Dacă din partea consultantului mai vrea să adauge ceva, până a da cuvântul celor din sală pentru a adresa întrebări. Da, bună ziua, și dar ceva mă numesc. Sunt consultantul tehnic în cadrul companiei care a realizat strategia de dezvoltare. Aș vrea să înțeles că spusele domnului primar, prin faptul că, din fericire, marea majoritatea programelor cărora ne îndreptăm să depunem aceste proiecte sunt într-o stare finală de a fi demarate și aici mă refer, adică știți, ieri au fost acceptat programul vis-a-vis de pe Ministerul Agriculturii, pe PNDR, Programul Național de Dezvoltare Rurală. Programul Operațional Regional urmează și el foarte curând să fie aprobat. De ce? Pentru că a fost transmisă ultima variantă către Ministerul către Bruxelles și așteptând pe care Ministerul Dezvoltării să primi și această aprobare. Ceea ce domnul primar prin echipa primăriei municipiului Giurgiu a demarat aceste proiecte tocmai prin prisma faptului că atât noi ca și companie, ca și persoane suntem implicați inclusiv la realizarea acestui program operațional regional al ghidului solicitantului și am adus, hai să zicem, aportul nostru vis-a-vis de aspectele tehnice și de asemenea a ceea ce se va întâmpla în viitor foarte apropiat ca și proiecte. Țin să vă mulțumesc asupra acestui aspect pentru că marea majoritate a primarilor, a președintelor de Consiliu Județean și alte administrații au înțeles că un proiect poate fi demarat într-un timp foarte scurt, dar trebuie timp pentru a fi realizat la un nivel, hai zicem, profesionalist, în vederea realizării indicatorilor tehnico-economici. Asta înseamnă că orice program poate fi realizat într-o săptămână. El trebuie realizat într-un timp logic și normal. Așteptăm comentarii sau întrebări sau orice vă stăm la dispoziție pentru. Mulțumesc!